Geneza bereșit capitolul 8. Iahua și-a adus aminte de Noah, de toate viețuitoarele și de toate vitele care erau cu el în corabie și Iahua a făcut să sufle un vânt pe pământ și apele s-au potolit. Izvoarele adâncului și stăvilarele cerurilor au fost închise și ploaia din cer a fost oprită. Apele au scăzut de pe fața pământului scrângându-se și împuținându-se și după 150 de zile apele s-au micșorat. În luna 7, -a, în ziua 17 a lunii, corabia s-a oprit pe munții ararat. Apele au mers căzând până în luna zecea. în luna zecea, în ziua 1 a lunii, s-au văzut vârfurile munților. După 40 de zile, noah a deschis fereastra corabiei pe care o făcuse, a dat drumul unui corp care a ieșit ducându-se și întorcându-se până când au secat apele de pe pământ a dat drumul și unui porumbel ca să vadă dacă scăzuseră apele de pe fața pământului. Dar porumbelul n-a găsit niciun loc ca să-și pună piciorul și s-a întors la el în corabie, că erau ape pe toată fața pământului. Nu a întins mâna, l-a luat și l-a băgat la el în corabie. A mai așteptat alte șapte zile și iarăși a dat drumul porumbelului din corabie. Porumbelul s-a întors la el spre seară și iată că în ciocul lui era o frunză de măslin ruptă de curând. Noah a cunoscut astfel că apele scăzuseră pe pământ. A mai așteptat alte șapte zile și a dat drumul porumbelului, dar porumbelul nu s-a mai întors. În anul 601, luna întâi, în ziua 1-a lunii, apele se caseră pe pământ. Nu a ridicat învelitoarea corăbii, s-a uitat și iată că fața pământului se uscase. În luna a doua, în a douăzeci și șaptea zi a lunii, pământul era uscat de tot. Atunci Ahua a vorbit lui Noach și i-a zis: Ești din Corabie, tu și nevasta ta, fii tăi și nevestele fiilor tăi cu tine. Scoate afară împreună cu tine toate viețuitoarele de tot felul care sunt cu tine, atât păsările cât și vitele și toate târătoarele care se târăs pe pământ, să mișune pe pământ, să crească și să se înmulțească pe pământ. Și Noach a ieșit afară cu fii săi, cu nevasta sa și cu nevestele fiilor săi toate dobitoacele, toate târătoarele, toate păsările, tot ce se mișcă pe pământ, după soiurile lor, au ieșit din corabie. Noah a zidit un altar lui Iahua, a luat din toate dobitoacele curate și din toate păsările curate și a dus arderi de tot pe altar. Iahua a mirosit un miros plăcut și Iahua a zis în inima lui, nu voi mai blestema pământul din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinerețea lui și nu voi mai lovi tot ce este viu cum am făcut. Cât va fi pământul, nu va înceta semănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, ziua și noaptea.